Regele și virginele moderne îndrăgostite. The King and the Modern Virgins in Love. Iubire mare mi-ai arătat de prima dată. Eu eram mai deștept. Acum îmi închipui ce delicii virgine mi-ai pregătit. Abia aștept. Amantia plină de decorații nobile se întind pe întregul piept. Numai un curtean să o aibă mai mare ori să fie mai deștept. În castelul construit de mine, cuvântul meu e unic lucru cert. Stau cu soția la masă, pun țara la cale, la un pahar de vin fiert. Domnișoarele virgine de la castel au un lucru veșnic concret. Să mă întrețină mereu tonusul, fizicul, ambientul, moralul inert. Să vină îndată al țării ministru de finanțe. Nu mai avem buget. Nu mai am cu ce plăti în alții dregători și eu sunt circumspect. Văd că bogăția unor supuși este mare față de al funcției antet. Trebuie să reglez toate veniturile nesimțite la modul perfect. Da, măria ta, aici sunt, știu care e voința, doar am și eu intelect. Să tai 3 sferturi la judecători, dacă considerați acest aspect. Detai 2/3 și la procurori, cred că ne încadrăm perfect. Să nu se supere nimeni, o să mărim cu minus, tot ca la pașopt. Bine, ministre, dar te avizez, trebuie să-mi zugrăvesc castelul cu glet și lavabil de cea mai bună calitate și să repar rastelul cu armele de vânătoare până nu-mi fac dușmanii mei felul. Că uite, le țin încărcate cu muniție și pe pian nu sunt genul. Trebuie să fiu exemplu bun supușilor mei și de organizare. Nu să zac în mizerie, dezordine, așa cum zice și vrea fiecare. Da, sire, am înțeles. Creștem negativ pensiile după verificare. Armata să cumpere mai puține gloanțe și haine de purtare.
poliția să mai renunțe la concediile, la munte și de la mare. Desființăm specialele. Adio la 50 de ani pensionare. Și așa, lucrul în fabrici și în uzine e pentru destinele amare. Pentru mine, tot ce îmi ordonați e chiar o mare provocare. Bine, m-am hotărât, contabile, așa vei face. Mai vii în ianuarie. Să vină la mine, dar repede, ministrul justiției, în pas grăbit. Aici eram, Doamne, împărate, dar să intru nu am îndrăznit. Șezi la masă, servește-te. Cu tine am ceva delicat de vorbit. Am hotărât să grațiez câțiva ognași, jude. Bine că ai venit. De ziua mea vreau să spun poporului că e cam greu obidit. De o mână de boieri, moșieri și burghezi, iar eu m-am ofilit. N-au mai nimic săracii mei supuși. N-au nici lumină de citit. N-au pe masă pâine, lapte, carne, ouă, vin, nici țuică de pilit. Eu vreau un popor prosper, sănătos, nu slab și rău afanisit. Bărbați jalnici, ca brazii și femei faine, harnice, bune de iubit. Nu oameni bolnavi, cobză, slabi, înfometați, veșnic nehrăniți. Sau hoți și criminali, ocnași, proxeneți și tot felul de bandiți. Nu vreau să mai văd clanuri conduse, protejate de acoliți. Nici noi victime ale sistemului juridic, parazitat de neșcoliți. Tu, ministrule al justiției, plecând de la mine, ce ai de gând? Nu vreau boceli, cuvinte goale și să nu te ții de legământ. Sire, eu am iubit pe oameni de când sunt pe acest pământ. Da, grațiere de ziua ta, Doamne, este un semn sacru, sfânt. Scoate pe deținuții îndreptați din ognele mari și sărate, unde nu ai nici loc să stai pe scaun, ci numai pe spate. Fă lista cu voia măriei tale și le voi redacta eu pe toate. Dar fără supărare, pentru mâncare, ministrul agriculturii.
Îți va spune el direct cum faci ca toți să aibă deleguri. Iar clanurile toate vor dispare și vor da mandrele urii pe posturi bune de cerșetori în occidentalele landuri. Iar de vrei un popor sănătos, cheamă ministrul sănătății. El a pus în țară bazele medicinii, care este paznicul vieții. Eu am încercat să fiu paznicul legilor tale și al dreptății. Nu am căderea să te îndrum unde profesioniști sunt alții. Bine jude, ministru, îmi place vorba ta. Vei primi lista mea. Restul te ocup tu. Mie să-mi spui cum, când voi decreta. Ministrul de război să vină la mine. Dacă mai vreau o stea. Sunt pus pe fapte mari. De rege iubitor, nu e deloc aieve. Sire, ministrul agriculturii cere să intre în audiența regală. Să intre. Să vezi ce mutră face. Și ăsta, că am cămara goală. Și poporul meu, veșnic, e mereu înfometat sau stă pe oală. Când nesimțiții speciali, giftuiți, muncesc într-o doară. Intră, ministrule agricol, cum facem să hrănim poporul? Îi povestim de molime și îl mințim din nou cu televizorul. Îi punem să poarte mască, să facă curat cu aspiratorul. Îi punem să se izoleze în bordeele mici cu calculatorul. După 3 luni, le dăm un pic de libertate prin grădină, cât să se ducă la muncă și să robotească o zi lumină. Economia să pornească, noi să nu mai stăm în beznă, să avem din nou noi speciale mari și pensia nesimțită. Căci dacă vor mai sta în izolare și nemuncă, toți așa acasă, ne vom trezi toți torționarii abuzivi în cursa periculoasă. Că nu mai avem deloc ce aduce acasă și pune pe masă. Deși ne-am prezervat aceste drepturi cu forța odioasă.
Gata. Înțeleg, ministrule agricol. Tu dai vina pe securiști. Că sunt ba torționari, ba portocali, ba acum foarte triști. Și că susțin din umbră bandele criminale și de găști. Ce fac legea în comitate cu fața toată acoperită cu măști. Bine, agricultură, crezi că trebuie să mai cumpăr grâu? Sau să pun virginele de la palat să muncească la greu? Eu nu am de gând să fiu părăsit de femei ca un leu. Am fetele mele speciale, spălate, educate, virgine și eu. Nu e așa agricultură? Acum că plouă continuu, fără oprire. Îmi crește și mie ratingul. Așa, numai dintr-o privire. Căci virginele dornice, ba de sex, ba de repede mărire, îți spun în față, rege, să nu ai parte de o mică otrăvire. M-am supărat pe ele și le-am dăruit, derutat și grăbit scule de top de la sex shop, instrumente de auto iubit. Deși prea fericitul pus de mine nu prea le-a proslăvit. El însuși se pare la virginele experte nu prea fericit. Și sire, ce mai stai acum? Trimite la Pasternac, la cules. Pe toți supușii care nu vă iubesc și nu mai au de ales. Nu mai ai timp de poveștile cu stai acasă, bineînțeles. Găsești iarna alte virgine în sat dacă îți pui un fes. Păi măi, agricultură, eu vreau mâncare, ori n-ai înțeles. Nu vreau numai virgine care fac sex după interes. Mâncare o să ai destulă pentru fiecare om din țară. Eu nu te mai rețin, sire, dar îți spun însă a doua oară. Dacă supușii tăi, săracii, nu mai au pâine de mâncat, dă-le să pape cozonaci cu banii scoși la bancomat. Împărate, a venit și ministrul sănătății. Îl primești? E slab săracul. Parcă are gripă și casă în Giulești. Ce să mai poată spune această figură de povești? Când de la siguranță deja
ați primit reale vești. Zi, doctore ministru, tu știi că pun bază pe voi să scăpați țara de gripe, boli grave și noroi. Dar nu numai, mâncând ceapă, slană și usturoi. De aia am cheltuit eu averi și banii mușuroi. Măria ta, eu am poțiunea magică, soluția perfectă. Chiar dacă e cam abuzivă, ca să nu spun abjectă. Închidem toate granițele și școli, teatre, operetă. Închidem și pe supuși, la neveste sau la o majoretă. Și toți care rămân pe străzi, îi strângem cu spahii și îi deportăm pe toți grămezi pe insula fericirii. Fără acte, fără bunuri și fără drept de întoarceri. Și am scăpat așa de toți cei care ne fac deranjuri. Măria ta, cu cei dragi și suitele regale divine au pregătite cazinouri pline ochi de virgine. La alegere sunt gata chiar și iape înrăvașe, crescute de mici cu lapte de capră și moașe. Nici n-o să observi, măria ta, că ești în carantină. Vei fi iubit și zi și noapte, pe rând, de o virgină. Gioconda e o palidă replică, o copie neprietenoasă, care mai mult e concediată și lucrează de acasă. Nu mai e de mult prima, nici nu mai pare frumoasă. Pe lângă virginele sălbatice, ce o să le ai în casă? O să fie toate moderne, modele îndrăgostite. La cât de bine măria ta va binevoi a fi plătite. Se vede că ești ministrul sănătății și ăla care te-a chemat al dreptății și ăla dinaintea lui al agriculturii. Fie, o să ordon armatei ce ai spus. Să scap de toți ăia până la apus. Dar ascultați-mă voi bine, toți patru. Eu sunt regele și mă fac ca dracu. De nu executați tot ce ați promis, vă veți trezi în cel mai negru vis. Nu mă faceți voi pe mine, regele, un biet guvern vasal și sinistru. Vă schimb pe toți ca pe mărgele. Vreți acum și un prim-ministru?
Piromania. Totul e apă, foc și pară în jurul meu. Mă întreb, e oare așa? A fost mereu? Când o să văd țara cum vreau eu? Nu cum vrea orice jalnic derbedeu. Copiii nu se mai duc de mult la școală. Stau online până pe la prânz. Se scoală. Spitalele ard și ucid totul în jurul lor. Asta e demonstrat. Acolo cam toți mor. Te duci la urgențe să îi faci un bine. Repede ai ochii în lacrimi, vai de tine. Cel drag nu avea mare lucru, își revenise. Cum să moară, cum e posibil, cum reușise? Pensia de mult e lege promisă la mărire. În sfârșit era o rază palidă de fericire. Și vin figuri de securiști și de politruci cu ochii bulbucați, în halat și papuci, explică că nu se poate și nu mai apuci. Ba că o să muncești până la 70. Și vin figuri cu speciale nesimțite, costume, uniforme în dulap dosite. Explică că e normal pensie la 40, enorme, necontributive pentru zevzeci, și vin figuri de polițai care nu fac nimic, își bat joc de dosare cu creierul mic pitic, se fac că lucrează 3 ani, apoi clasează. Nu mai povești, puierile, imbecile prestează. Vin și procurori cu dreptul la private seara. Sau foști polițai sau torționari aduc o cara. Incompetenți și te acuză sau te scuză că ai furat și ai înfipt cuțitul în meduză. Apoi, la magistrat, când intri turbat și arestat, îți blestem zilele, nu are minte pentru judecat. Pe scaunul de jude stă una sau unul surogat. Nu citește dosarul și apărarea e teleghidat. Pare agnostic, fără niciun aport anesteziat. Incapabil de lene, impostură, prostie, agramat. Meseria de inginer nu mai e nomenclator. A ajuns țara bogată
odată de râsul tuturor. Te întreabă o pipiță cu tocuri roșii lungi. Ce face naveta la țară în blugii clăpăugi? Cu ce cod să asimileze funcția de inginer? Pe internet caută frenetic, cu ochii în cer, căci ea în viața ei nu a mai văzut și auzit ce înseamnă inginer. Ofisacul de dormit? La mol, la casierii, au dat buzna țărâncile. Îmbrăcate țipător în costume de fosile, dau repede din mâini, îți golesc coșurile, când se opresc odată să achiți prețurile, vorbesc la smartphone, costă 3 salarii, în limba țărănească, cu greșeli și prostii, în timp ce admiră ghiulul cu piatră roșie. Vai, domne, iar mi s-a murdărit inimioara. Și trage pe inel o limbă plină de salivă. În oprobiul clienților ce stau la coadă, crucindu-se toți de ce le e să dați să vadă. La final, victorioasă scoate un vai dragă. Incompetența și frivolitatea sunt legi. Noi, ale democrației, sufocate de blegi, ne tot lăudăm cu istoria mare cu regi. Prezentul e sufocat ca pielea de negi. Explicații TV de la tot felul de strategi pentru a justifica munții de fără de legi. Ni se prezintă ciclic partide să votăm. Pe pandemia cruntă, de vrem, nu vrem. Toți promit minuni, dar noi nu credem. Pensionarii votează dreapta și vedem că cer măriri pe care legea le prevăd. Oare stânga ar face tot acest prăpăd? Ne tot dăm apărați și protejați de UE. Dar stocul masiv de vaccine tot nu e. Dacă nu vindeam petrolul și bogățiile, nu puteam să cumpărăm de oriunde. Am pus proștii neamului la procurare. Ei nu gândesc și au răspuns la fiecare. Să cumpărăm măști. Trebuie aprobare. Bani de speciale nesimțite nu mai sunt. Dar piromania se împrumută cu avânt. Curând va intra o generație în mormânt. Cei care știau ce înseamnă învățământ. Ce va plăti aceste mega împrumuturi? Gazuri de dat pe nimic
să nu te bucuri, ori o să trecem la vândut pământuri, alte financiare frivole, giumbuș lucruri. Toată planeta vorbește de renunțarea la un concept sâcâitor de globalizare, care deja e mort în fașă, scrie în ziare. Toți trebuie în țara lor să se descurce. De la vaccinuri, acebrice sau lăptuce. Unde mai au bani din import, pot aduce. Ce mai globalizare când fără mască nu mai ai voie nici să ieși din casă? Cum să mai mergi în alte țări străine când virusii locali ucid în pandemie? Problema e dacă se desființează UE în piromania, cum vedeți viața că mai e? Fără petrol, gaze, fabrici și toate bogățiile. Fără ingineri, medici și toate industriile. Țara nu a fost clădită de speciali nesimțiți, de tot felul de polițai și securiști parveniți. Țara a fost ridicată de ingineri și arhitecți. N-au fugit de răspundere ca niște nenorociți. Nu s-au crezut Isuși, sfinți și Dumnezei, ca specialii nesimțiți, un fel de semizei. Ei au răspuns civil, penal, pe fiecare proiect. Nu ca cei care greșesc și se ascund abject. După tot felul de inamovilități rău înțelese, în timp ce încasează specialele salarii alese. În Grecia, toți acești paraziți sociali sunt istorie. Ei au fost de mult desfințați și sunt în mizerie. În piromania, totul e invers, ca în Grecia și UE. Deci, dacă va mai exista UE după o pandemie, cu siguranță piromania va fi un stat non-UE. Zeus și Florentin în Răumania. Trăiești cel mai cumplit dublu blestem. Ai un deces și un continuu arte requiem. Însăși Zeus văd că te-a pedepsit în rem. Trăznete și o pandemie dusă la extrem. A, ești încă elev, ai trecut pe lângă mine. Fără mască, cu febră și cu muci pe tine. În drumul tău, spre cea mai bună școală, ai strănutat. În capul meu, mare scofală. Te duce măta cu BMW-ul de procuroare. Nu te-a educat că
Strada nu e la gunoaie. E mama pandemiei și stropești pe afară. Așa cum nu te-a educat nimeni în viață. Mă întreb, așa face și măta prin dosare? Trage și câte un scuipat verde și mare? Tot la 45 de ani iese la pensia nesimțită? Aruncă în dosar falsuri ca într-o clătită? Ce mai contează adevărul pentru fiecare? Ce mai înseamnă dreptatea? E lucru mare. Plăvano, mâine poi mâine, faci și tu dreptul. La privată, anonimă, nu știi ce e respectul. Turui și tu, incompetente idioate baliverne, după ce ai băgat falsuri în dosarele penale, la fel ca polițaii pe care îi căprărești mereu și le aprobi poveștile nemuritoare cu tupeu. Dar ce? Ei nu mai au creieri, nu mai au minte, nu mai au cu ce gândi și nu mai au cuvinte. Ai creierii puerili, părinții așa te-au crescut. Când erau ei mangă după sticla de vermut. Lasă fata mami, fă-te polițaică, nu e greu. Băiatul tati, fă-te procuror, rentabil e mereu. Puțină învățătură, nu la doctori și inginerie. Alea nu sunt pentru voi, nu-i nicio grozăvie. Dar lasă că am dat noi și pentru voi legi bune. După salarii mega și pensii nesimțite crunte, vă scoatem la pensie specială, ultra de vreme. Iar pe ceilalți dobitoci îi obligăm să lucreze până la 70 de ani, desigur, tot după lege. Că cineva trebuie să-și mai producă în țară, că voi aveți pensii să vă însurați a doua oară. Deși inteligența voastră, sincer, mă înfioară. Poveștile nemuritoare, în dosare, mi-e groază. Degeaba faceți școli pompoase și academii. Toate dovedesc zadarnice, premeditate urgii. Degeaba luați definiția de magistrați în van. Nu aveți știință nici cât în cape, în ghiozdan. Iar torționarii, falsificatori de probe penale, trebuie închiși urgent, cu toți la închisoare. Acești nemernici, derbedei, prestează orice să se achite de angajamentul la securitate ce l-au semnat în justiție, înainte de toate. Ca să avanseze,
fără muncă și fără merite, să fie promovați ușor, fără să dea din coate, cum au făcut și părinților în altă societate, ce călcau cu caii deținuții puși pe o parte. Așa fac și ăștia din nevinovați condamnați, din clanuri mafiote, criminali, oameni curați, că stimezi mai mult țăranca ce face cârnați, sau actorii ce încearcă să dreseze agramați, caznicele ce cresc și fac din băieți bărbați, mamele ce fac din fete bune neveste la soți, nu speciali nesimțiți plătiți din banii la toți. Vezi bine, dar mie asta îmi place mult la tine. Și sânii, părul, ochii, gura ta ca două amandine. Când ești deasupra, mă iubești și stai pe mine. Și mă alinți, o, ce mult te iubesc, Florentine. Țic-țac, țigarela, pac. Câți din voi, dragii mei, mai țineți minte ale copilăriei jocuri de vecină cu minte, când virgina de la trei, de altă sorginte, în spatele blocului vă lăsa fără cuvinte. De cartierul nostru, plin de praf și sărac, unde după ploaia mare se forma un lac și broscuțele din iarbă cântau uac-uac, vecina noastră mânca covrigi cu mac. Și apoi jucam toți țic-țac țiganela pac. În timp ce vecina îl făcea ghem pe drac, ne arăta toți nurii, făcea prostii la vrac, de ne fierbeau creierii și făceau țac-pac. Nu avea săraca fată tată la fund să o bată. Murise pe front în războiul de altă dată. Crescuse în fața blocului, cam deșelată. La gură și la maniere, maxim despartă. Mințea pe toți. Spunea că ea e grecoaică. Mergea și cu labele desculță prin baltă. După negrul dintre degete era nespălată. Colac peste pupăză, ci că cânta și făcea artă. Cu cheia de gât a crescut exact ca vaca. Maică-sa pleca în zori și lucra la apaca. Avea salariu foarte mic și instabil, săraca. De mânca seara mai nimic ca camaca.
ca fetele mondene de cartier, de teapa ei, se dădea artistă, mințea pe toți, vrei, nu vrei. Că ea a compus și poezia hit, Pupăza din tei, că are casă mare de lux în cartierul de ovrei, că ea provine din Grecia, din buricul Atenei, și juca în labele goale țic-țac țigane la pac. Pe Olimp păștea măgarul îmbrăcată în frac. Avea o voce groasă și gâfâită ca de brotac. Ca o lăcustă neagră se îmbrăca ca un drac. A cumpărat bilete la avion, curse low cost, să se pozeze cu istoria Atenei ca un prost. O lună nu a mâncat și a ținut un negru post. Ca să facă poze slim în Grecia, fără un rost. Cu chipul ei de quasimodă, pocit și anost. Și ochii cruciși ca o combină frigo, no frost. La naiba, cine a pomenit o vreică la Babilon sau o țigancă în labele